Raul Trifan, senator USR de Timiș, alături de senatoarea Adina Săniuță și deputata Oana Țoiu, au depus o inițiativă legislativă menită să reformeze modul în care sunt impozitate indemnizațiile de internship în România. Proiectul de lege prevede ca indemnizațiile de internship să fie impozitate doar în cazul în care depășesc salariul minim brut pe economie. Acum, un intern poate fi plătit cu o sumă echivalentă cu 50% din salariul minim brut pe țară, adică 1650 de lei, din care, după aplicarea impozitelor și contribuțiilor sociale, rămâne un salariu net de doar 990 de lei. Propunerea depusă de parlamentarii USR vizează ca impozitarea să fie aplicată doar pentru diferența dintre indemnizația de internship și valoarea salariului minim brut pe țară, dacă valoarea indemnizației o depășește pe cea a salariului minim. Eliminarea taxelor aplicabile indemnizației pentru internship va genera mai multă motivație, atât pentru tineri cât și pentru cei care oferă stagii de internship, în condițiile în care scopul contractului de internship este tocmai facilitarea tranziției de la școală către piața muncii și dezvoltarea abilităților profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților din domeniul în care se organizează programul, declară senatorul Raul Trifan. USR subliniază că sistemul de educație din România trebuie să fie mai bine conectat la cerințele pieței muncii și că internshipurile reprezintă o modalitate eficientă de a oferi tinerilor experiență practică și de a i ajuta să și identifice direcția în carieră.